O femeie de 45 de ani, absolventa unui liceu particular la frecvență redusă, a fost eliminată de la examenul de bacalaureat după ce a încercat să fraudeze examenul folosind un pix care avea încorporată o cartelă SIM. Potrivit președintelui Comisiei de Bacalaureat, inspectorul general adjunct Adrian Diaconu, la unul dintre centrele de examen a fost surprinsă o tentativă de fraudă soldată cu eliminarea persoanei în cauză. Surpriza a fost că era vorba de o doamnă de 45 de ani, absolventă a unui liceu particular, la frecvență redusă. Aceasta a fost prinsă de Comisia de Supraveghere cu un pix care avea un SIM telefonic. M-am uitat și eu pe imaginile surprinse de camerele de luat vedere și era clar că îl ținea în dreptul gurii și al urechii și încerca să comunice cu cineva din afară. Vorbea pur și simplu în timpul examenului la pixul telefon. Iată că device-urile moderne au ajuns și mijloace de fraudare a examenelor, a declarat inspectorul general adjunct. Potrivit Ministerului Educației, marți la proba obligatorie a profilului de la examenul de bacalaureat 2022, s-a înregistrat o rată de participare de 97,1%. Nu s-au prezentat 3.472 de candidați, iar 38 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Aceștia din urmă nu vor mai putea participa la următoarele două sesiuni ale examenului, relatează hotnews.ro.